Bună seara, suntem la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Alături de mine este Dan Perciun, președintele Comisiei Parlamentare, Protecției Sociale și multe altele. Și eu, Marcean Spătari, Ministrul Muncii și Protecției Sociale. Astăzi vrem să răspundem la întrebările internauților în privința progresului pe fondul de reducere a vulnerabilității energetice, pe compensații, dar și pe alte întrebări, dacă vor fi, în domeniul social. Ne vom focusa pe ultimele modificări la sistemul de atribuire a categoriilor de vulnerabilitate energetică și de compensații în factură pentru consumul de energie. Săptămâna trecută la Comisia Situației Excepționale, vineri, au fost aprobate câteva modificări de ordin tehnic pentru a ajusta anumite lucruri. O să explicăm ce s-a aprobat la CSE și de asemenea o să răspundem la întrebări pe măsură ce ele apar. Deci, vinerea trecută au fost luate câteva măsuri sau câteva modificări, ajustări care să fie în favoarea familiilor care s-au înregistrat, în special este vorba de familiile cu copii mici, cu bebeluși, care abia s-au născut, pentru că după metoda de calcul, venitul familiei este calculat lunar și indemnizația pentru concediu de maternitate este plătită de obicei de angajatori integral pentru toate cele 4 luni ale concediului. De aceea, pentru a reflecta mai bine venitul familiei, această indemnizație va fi împărțită la 4 în luna în care a fost primită. Asta în calculul bugetului disponibil al familiei va favoriza familiile cu copii mici. De asemenea, am luat decizia în urma analizei profilului celor care s-au înregistrat ca începând cu luna decembrie, toți cei care s-au înregistrat, dacă trec testul de non-vulnerabilitate, adică dacă nu au foarte mari proprietăți, să intre cel puțin în categoria de vulnerabilitate scăzută, să nu avem familii care după venituri să treacă în categoria non-vulnerabil. Și am coborât un pic și pragul pentru categoria medie. Dacă până acum în categoria medie intrau cei care, pentru care energia reprezintă mai mult de 20% din venitul disponibil, am coborât acest prag până la 15% ca să intre mai multe familii în categoria medie. Este vorba de familiile care acum intră în categoria scăzută. Aceste modificări se vor vedea automat în sistemul informațional. De asemenea, au fost luate niște decizii pentru consumatorii de energie termică care plătesc pentru tranzitul energiei termice sau, mai bine zis, pentru consumatorii debranșați, blocurile cărora în continuare primesc energie de la Dar înainte de a trece la acest subiect, eu aș vrea să precizez un pic pentru cei care ne urmăresc de ce a fost nevoie de acea intervenție care a fost făcută anterior. Pentru că noi am primit foarte multe mesaje și, în general, vreau să zic că noi ne străduim să răspundem mesajelor pe care le primim și ele sunt foarte utile pentru că ne semnalează diverse situații în raport cu care noi putem ulterior interveni. Și am primit mesaje de la cetățeni care, ca urmare a înregistrărilor în sistem, au ajuns în categoria non-vulnerabilă și invocau faptul că dacă nu s-ar fi înregistrat, ar fi avut mai mult de câștigat și fiind atribuiți automat în categoria medie. Este un argument rezonabil de ce noi am acordat categoria medie pentru cetățenii neînregistrați. Am explicat și în live-ul anterior, pentru că am vrut să evităm situații de când persoane defavorizate ar fi riscat să nu beneficieze de compensații și atunci le-am acordat în oficiu. Dar, în egală măsură, asta a generat un anumit sentiment de nemulțumire
rândul celor care au fost de bună credință, care ne-au oferit datele, care au declarat datele veridic și, prin urmare, în viziunea lor au fost oarecum penalizați. Pentru ca să evităm această situație și cumva să avem o abordare corectă în raport cu toată lumea, deci de luna viitoare, cei care nu s-au înregistrat vor fi în categoria scăzută, nu în categoria medie, da? Iar care nu s-au înregistrat, în scăzută, care, da. Iar cei care s-au înregistrat și au fost în categoria non-vulnerabil în luna decembrie vor fi automat atribuit în categorie scăzute, în așa fel încât să nu fie dezavantajați față de cei care nici măcar nu s-au înregistrat și să asigurăm un anumit echilibru și o echitate între aceste categorii de cetățeni. Și după cum spunea și domnul ministru, este o noutate bună că s-a redus pragul pentru categoria medie. Respectiv, s-ar putea să fie un număr nu știu dacă avem anumite estimări exacte la moment, dar un număr de cetățeni care a fost în categoria scăzută luna precedentă și luna viitoare o să regăsească în categoria medie. Din nou am făcut acest lucru pentru ca să fim mai inclusivi în raport, în special cu cetățenii care muncesc, care au anumite venituri, nu niște venituri foarte mari, dar au, sunt, fac parte din clasa medie și respectiv să încercăm să le asigurăm un nivel de compensații mai mari, pentru că și aici am avut discuții și dezbateri publice în ultima perioadă după anunțarea categoriilor de vulnerabilitate. Totodată am promis că o să avem și anumite mecanisme antifraudă. Da, avem un nou mecanism la care urma să ajung, un nou filtru, mai bine zis, în sistem, prin care nu vom permite atribuirea unei categorii superioare de vulnerabilitate dacă gospodăriile nu trec acest filtru. Este vorba de gospodăriile care nu declară deloc venituri, deși sunt adulți apți de muncă, adică nu primesc pensii, nu primesc alocații, se vede din sistem, pentru că noi comunicăm, sistemul comunică cu sistemul informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale, deci familiile în care sunt oameni apți de muncă, care nu declară venituri și pentru care noi vedem un consum istoric de energie și dacă veniturile declarate sunt mai mici decât un sfert din consumul istoric, din echivalentul consumului istoric, atunci aceste gospodării nu pot fi încadrate într-o categorie mai mare decât cea medie. Astfel, evităm situațiile în care familii care, de fapt, au avut un consum energetic, nu au declarat niciun fel de venit, beneficiază de pe urma acestui fapt. Este un prim filtru și, conform estimărilor, ar fi vorba de până la 10.000 de familii care nu ar trece de acest filtru. De aceea îndemnăm pe toți să-și declare veniturile cât mai aproape de cele reale. Acum, revenind la tranzitul de energie termică, vreau să înțelegeți că politica de împărțirea consumului de energie termică într-un bloc de locuit nu aparține ministerului nostru sau comisiei parlamentare. Noi suntem responsabili de compensații și încercăm în acest an dificil, prin intermediul sistemului de compensații, să micșorăm facturile oamenilor care plătesc pentru tranzitul termic. Metodologia este una nouă și ea a stârnit anumite controverse în societate, este adevărat. De aceea, pentru familiile care sunt defavorizate de noua metodologie, pentru care consumul echivalent este mai mare de 10% din consumul celor conectați, așa cum era anterior. Deci dacă după noua metodologie numărul de gigacalorii din factură este mai mare decât ar fi fost după vechea metodologie, pentru aceste familii, indiferent de categoria de vulnerabilitate din sistem, li se va aplica direct în factură compensația maximă, deci echivalentă cu categoria foarte ridicată, iar celorlalte familii, iarăși indiferent de categoria de vulnerabilitate din sistem, li se va aplica compensația medie la aceste facturi și sperăm că asta să scadă din presiunea pe familii, din presiunea financiară, pentru că, într-adevăr, într-un an în care costurile la energie cresc, să mai ai încă o factură care se adaugă la cheltuielile de familie este destul de, poate fi destul de dificil de acoperit.
Da, și aici aș face un mic excurs istoric pentru ca să înțelegem cum am ajuns în această situație. Deci, prevederea anterioară spunea că familiile trebuie să achite 10% pentru aceste țevi tranzitorii în esență. Într-adevăr, am depus o contestație la Curtea Constituțională încă în 2020. Curtea s-a expus la începutul anului acesta și a spus că, de principiu, o plată uniformă pentru toate gospodăriile, o plată care nu ține cont de circumstanțele specifice ale fiecărei familii, este neconstituțională, obligând, în esență, guvernul să elaboreze o metodologie echitabilă de distribuție a acestor costuri. Acum, a existat o percepție în societate că această plată a fost anulată integral, deci curtea nu a spus că o asemenea plată nu poate fi percepută, curtea a solicitat să existe reguli clare care să țină cont de circumstanțele fiecărei familii. Ministerul Infrastructurii a elaborat o metodologie de acest gen, a aprobat-o și plățile din facturi sunt consecința acelei metodologii. Acum, Ministerul Infrastructurii cred că ar urma, într-adevăr, să continui discuțiile și să vadă în ce măsură acele plăți care sunt în facturi sunt justificate. Cred că trebuie consultată și societatea civilă și un număr mai larg de experți din domeniu, deși eu țin să menționez că metodologia a fost elaborată cu suportul Universității Tehnice din Moldova, de exemplu, a reprezentanților acestea. Respectiv a fost elaborată de oameni care au experiență în energetică, însă cred că într-adevăr discuțiile trebuie să continuă. Ceea ce poate face Ministerul Muncii este să ofere compensații. Și este de menționat aici că, de principiu, dacă nu ați inclus costul pentru această energie termică în cererile dumneavoastră, puteți solicita deschiderea cererilor și includerea acelei facturi. Asta s-ar putea să vă avantajeze la acordarea categoriei generale de vulnerabilitate, dar indiferent dacă o să faceți sau nu acest lucru, oricum compensațiile menționate de domnul ministru vor fi acordate. Deci noi, chiar dacă nu ați inclus datele privind acele facturi în sistemul informațional, le vom colecta direct de la furnizori, pentru că Termoelectrica sau Infobonul astăzi sau CetNordul deține informația care sunt apartamentele debranșate. Da, pentru că eu am avut metodologia de a calcula 10%, 10% din consum echivalent pentru un apartament de o anumită dimensiune. Da? Astăzi, așa cum știți, energia termică este împărțită la metri pătrați din tot blocul, da? Și pentru a calcula valoarea facturii la aceste apartamente debranșate, furnizorii trebuia să cunoască neapărat și metrajul. Acum, ei știu cât era după vechea metodologie, cât este după noua metodologie. Și în cazul în care după noua metodologie este mai scumpă factura, consumul mai mare facturat, atunci va fi aplicată compensația. Deci, la modul practic, pe cele 10% se va aplica la modul practic, pentru integral, toți vor primi compensații. Corect. Toți cei care plătesc energia termică, chiar dacă s-au debranșat, vor primi compensații în această factură. Și au primit și luna aceasta. Deci, dar cei care sunt favorizați de noua metodologie, adică la care, conform noi metodologii, factura e mai mică, adică plătesc mai puțin de 10% din echivalentul consumului pentru consumatorii conectați, ei vor primi compensații medii, iar cei care sunt defavorizați de noua metodologie, și o să explicăm imediat ce înseamnă defavorizați de noua metodologie, vor primi compensații maxim. Acum, noua metodologie, pe tot volumul facturat. Care oricum este mai mic decât plafonul, că e complicat să, prin metoda asta să ai un volum mai mare decât plafonul care există. Acum, noua metodologie ia în calcul nu doar țeava, deci practic nu atât țeava, că nu te încălzește efectiv de la țeavă, cât ia în calcul vecinii și statutul vecinilor. Dacă vecinii deasupra, dedesubt, la stânga, la dreapta și așa mai departe, dacă vecinii se încălzesc centralizat, se consideră că prin perete se transmite energia termică și către apartamentul respectiv. Deci dacă, practic, sunteți unicul consumator debranșat
între vecini, asta înseamnă că toți vecini, și aveți vecini pe toate cele patru părți, înseamnă că toți vecinii contribuie cumva la încălzirea apartamentului dumneavoastră. Asta spune metodologia, asta nu spunem noi. Sunt experți care au lucrat la metodologia aceasta și atunci factura vă vine mai mare. Se consideră că dumneavoastră puteți să reduceți din consumul energetic propriu, din gaze naturale, pentru că beneficiați de pe urma faptului că vecinii vă încălzesc. Asta este metodologia și conform acestei metodologii s-ar putea să primiți o factură mai mare pe care noi o să o compensăm prin intermediul fondurilor de vulnerabilități energetice mai mult. Iată, chiar avem o întrebare de la doamna Daria. Am încălzire autonomă, la al cincilea etaj nu merge nicio țeavă adăugătoare prin apartament și mi-a venit bon pe căldură centralizat. Dați-mi, vă rog, un răspuns unde să mă adresez ca să nu plătesc bonul. Trebuie să vedeți dacă blocul dumneavoastră este în continuare conectat la încălzirea centralizată și, încă o dată, nu se plătește atât pentru țeavă, cumva țeava e simbolul acestei facturi, nu se plătește pentru țeavă, ci se plătește pentru tranzitul energiei termice prin acest bloc. Deci pentru faptul că vecinii se încălzesc de la termoelectrica sau cet nord. Dar, din principiu, explicațiile privind un caz concret, le puteți solicita fie direct de la Ministerul Infrastructurii, fie de la furnizor, care în mod normal ar trebui să vă explice care prevederi din metodologie se aplică în cazul dumneavoastră și cum a ajuns furnizorul la calculele respective pe care le regăsiți în factură. Deci ei sunt cei care aplică aceste calcule și respectiv au și răspuns la întrebarea cum le-au făcut până la urmă. Da. Cred că furnizorii au toate datele, așa cum noi stabilim categoria de vulnerabilitate energetică și poate puteți solicita descifrarea, așa și furnizorii pentru consumul acesta cred că vă pot da descifrarea. O altă întrebare de la Cristina. Cum putem redacta cererea depusă? Nu permite sistemul, am încercat de multe ori, dorim să adăugăm un locatar copil, dar și să selectăm compensația și pentru energia electrică. Într-adevăr, pentru a putea să redactați cererea, trebuie în primul rând să adresați o solicitare de redeschidere a cererilor. Acest lucru se poate face, așa cum majoritatea celor care au făcut-o știu, prin intermediul unui e-mail la adresa support@compensatii.gov.md și după ce primiți răspuns, cererea este redactabilă timp de 5 zile. Și puteți să introduceți modificări în sistem. Asta se referă și la noi locatari, de exemplu copii, dar și la corectarea NLC-urilor. Sunt destul de multe familii care au greșit codul locului de consum luna anterioară. Pentru unii, noi am reușit să identificăm unde este eroarea. Unii n-au introdus corect prefixul codului sau niște zerouri la început și astea s-au corectat în sistem pe parcursul lunii decembrie. Alții au greșit chiar cifre și atunci noi nu putem să corectăm decât să oferim accesul. Din câte am înțeles, da, cei care au greșit vor fi notificați. Deci, anumite lucruri o să fie corectate automat, dar procedura generală, da, necesită scrierea unui e-mail pe support@compensatii.gov.md. E bine să spunem și să fim transparenți că există, într-adevăr, o anumită coadă acumulată la moment, da, sunt circa 6-7 mii de e-mail-uri care urmează a fi procesate și Ministerul împreună cu UNDP-ul, din începând cu ziua de mâine, va mai angaja câteva persoane care să se implice în acest proces pentru că este unul destul de laborios. Dar în același timp țin să menționez că multe erori vor fi corectate automat. Deci aici ne referim la cele venituri care au fost declarate în sumă totală pe 6 luni de zile, în loc să fie indicată media pentru 6 luni de zile. O parte din acele greșeli au fost depistate luna trecută, o parte vor fi depistate luna aceasta pentru că s-au mai făcut anumite ajustări în care nu o să intrăm aici tehnic, dar de principiu o să mai fie un segment de asemenea erori care va fi rezolvat. Totodată, după cum spunea și domnul ministru, noi am inițiat un proces automatizat de verificare a corectitudinii datelor introduse din factură. Deci verificăm cifrele pe care le-a scris dumneavoastră încă o dată cu datele din baza de date ale furnizorilor.
Sunt circa 1.300.000 de asemenea date din facturi care sunt verificate. Ne ia 2-3 zile să facem lucrul ăsta. După ce o să se finalizeze procesul, toți cei care au introdus date greșite din factură și care au lăsat un număr de telefon sau un e-mail, vor primi o notificare automată că este cazul să-și modifice datele introduse în cerere și cererile lor vor fi redeschise. De asta vă rugăm să urmăriți telefonul și e-mailul dumneavoastră și dacă primiți o asemenea notificare, să intrați, să corectați. Iarăși, noi încercăm de fiecare dată să rezolvăm problemele automat. Probabil chiar dacă noastră ceva nu s-a corectat, s-ar putea noi să putem corecta de sine stătător. Dar cel mai bine, dacă primiți un asemenea SMS, în mod obligatoriu să intrați, să verificați și să corectați. Ca să nu vă regăsiți luna viitoare deja în categoria scăzută. Luna aceasta, chiar dacă datele erau eronate, oricum furnizorul va facturat prin metoda indirectă categoria medie, luna viitoare va fi scăzută. Respectiv, pentru a nu vă regăsi într-o asemenea stație, vă rugăm să intrați, să corectați datele. Și, apropo, chiar dacă nu v-a venit un SMS, încă noi vă recomandăm să mai intrați odată în cerere, dacă pe facturile dumneavoastră undeva a apărut metoda indirectă, da? Pentru că furnizorii cum scriu? Dacă e metoda directă, înseamnă că tot este bine, datele din online au ajuns la furnizor, mecanismul a funcționat. Da. Însă, dacă în factura dumneavoastră la gaz a apărut metoda indirectă indicată, să știți, și știți că v-ați înregistrat și știți că ați dat datele din facturi, este o problemă. Și o să vă rugăm să intrați să verificați. S-ar putea noi ceva să fi greșit, sunt și asemenea cazuri, dar oricum e bine să intrați, mai verificați o dată, că ați citit corect datele din factură și le-ați introdus corect în sistem. Da, într-adevăr, există două cazuri în care în factura dumneavoastră nu se regăsește categoria de vulnerabilitate. Primul caz este dacă există o eroare la NLC, la acel cod despre care a vorbit domnul Perciun, și al doilea caz este în situația facturilor pentru energie electrică, pentru că aceste facturi sunt emise în fiecare zi de furnizori, deci au fost un anumit număr de facturi emise la începutul lunii decembrie, când furnizorii încă n-au integrat conexiunea cu compensațiile la ei în sistem, pentru acești consumatori compensațiile vor fi recalculate și acordate cumulat pentru lunile noiembrie și decembrie în următoarea factură. Deci asta e pentru energia electrică și un asemenea caz este posibil. De aceea, dacă în factura de energie electrică nu regăsiți compensațiile, uitați-vă la data facturii și dacă data facturii este înainte de aproximativ data de 5 decembrie, cel mai probabil este, adică cu siguranță este un asemenea caz, o să aveți compensațiile în următoarea factură. Avem o întrebare pe un pic alt subiect, dar cumva conex. Doamna Bodrug întreabă, bună ziua domnul Spatari, undeva pe 25 noiembrie ați anunțat de ajutor social 700 de lei lunar timp de 6 luni și ați spus concret că în categoria aceasta intră toate gravidele și post care alăptează și mamele care alăptează, sunt în a 8-a lună de sarcină cu al treilea copil. Am sunat la poștă, la CNAS, la primăria Bălți, dar toți mi-au spus că nu au așa ordin și nimic nu se acordă. Reiese că minciuni au fost spuse. Da, dacă toată lumea v-a spus că nu este, nu este la ei, este în altă parte și am să vă spunem noi unde este. Este la asistența socială, trebuie să sunați la asistența socială în această săptămână. Adevărul este că, într-adevăr, există un program de suport suplimentar, ajutor în perioada de criză, finanțat de organizațiile internaționale, dar nu este pentru toate gravidele și mamele care alăptează, din păcate, nu avem resurse pentru toate mămicile. Este vorba pentru familiile vulnerabile, este vorba de în jur de 40.000 de familii după diverse criterii, nu sunt doar mămici cu copii mici, dar dacă sunteți într-o astfel de situație, sunteți și aveți venituri mici,
atunci ar trebui să fiți eligibilă și trebuie să vă adresați la asistența socială. Atenție, CNAS și asistența socială nu e același lucru. CNAS este Casa Națională de Asigurări Sociale, care stabilește indemnizațiile și pensiile. Asistența socială este pe lângă Consiliul Municipal, în cazul orașului Bălți, Consiliul Municipal Bălți, Direcția de Asistență Socială. Și acolo specialiștii au acces la un sistem informațional în care sunt înregistrate familiile care solicită acest ajutor. Într-adevăr, este un ajutor similar cu ajutorul pentru perioada rece anului, care e de 700 de lei, se acordă suplimentar pentru anumite categorii. Acolo se depun cererile, acolo există o comisie care va valida aceste liste de beneficiari. Deci trebuie să vă adresați la asistența socială din Bălți și ei, sau din oricare alt raion, da? Și ei vă vor răspunde cum sunt făcute aceste liste. În această săptămână va fi încheiat procesul de selecție a beneficiarilor, de aceea trebuie să vă grăbiți. Și asta se referă și la alți... Da, o să rugăm pe doamna Dobrea, care a indicat anumite erori, să lase și numărul cererii sau să-l transmită pe Facebook-ul Ministerului, unde apar aceste mesaje, da? Pe Facebook-ul Ministerului, ca noi să putem să intervenim mai rapid. Vă ziceam, într-adevăr, să încerc 7.000 de e-mail-uri la moment. Este o ușoară întârziere în procesul de procesare acestora. De mâine vor mai fi angajați câteva persoane ca să putem să răspundem la toate la timp. Dar, de principiu, dacă doriți să ne lăsați aceste date, numărul cererii cred că e cel mai indicat, fie aici în comentariu, fie într-un mesaj adresat către minister și o să ajungă mai repede la noi și o să putem să vă răspundem mai rapid. În același timp, trebuie să înțelegem că calculurile sunt automatizate în mare măsură, deci nu există spațiu pentru mari modificări în general, ținând cont că noi pornim de la datele furnizate de dumneavoastră, datele deținute în sistemele informaționale ale statului și datele oferite de către furnizori. Deci nu există o persoană care să ia o decizie. Este un proces automatizat de calcul. Pe parcursul ultimelor săptămâni au fost făcute câteva modificări la metodologie și este posibil, într-adevăr, este posibil ca doamna Dobrea, familia dumneei, să fi nimerit într-o astfel de situație. Să explic ce am în vedere. Noi, inițial, pentru familiile fără consum istoric de energie, am avut un volum de energie teoretic luat în calculul coșului energetic, după care metodologia a fost schimbată și nu mai vorbim de un volum de gaze naturale sau de energie termică care este atribuit în calculul teoretic, ci este vorba de un coș, un cost lunar de minim 2500 de lei. La schimbarea acestei metode este posibil ca un anumit număr de familii care nu au istoric de consum și pentru care în calcul s-a luat un coș energetic mare la modificare să fi fost declasate cu o treaptă. Deci este posibil să fie o astfel de situație. Dar lăsați-ne să verificăm numărul cererii. Aici vreau să menționez, pentru că vin e-mail-uri în această cheie și oricum ne scriu oamenii, noi la moment, într-adevăr, nu avem o soluție ideală pentru persoane care s-au mutat recent într-un apartament și în raport cu care nu există un consum istoric anul trecut și noi nu știm cât gaz sau energie termică ar folosi acea familie. Respectiv, noi atribuim o valoare minimă, da? De 2500 de lei, explicat domnul ministru, asta ar însemna 70 de metri cubi de gaz. Pentru luna noiembrie, apropo, s-ar putea să fie un volum suficient, unde că a fost cald. Dar noi nu avem la ce să vă raportăm dacă sunteți într-o asemenea situație. Nu exclud că s-ar putea să revenim după luna decembrie, vedem cum evoluează lucrurile și cum arată datele, dar la acest moment avem o soluție care nu este ideală, este o soluție bună,
care rezolvă problemele pentru marea majoritate a familiilor, dar înțelegem că sunt și o categorie de familii care cumva consideră că totuși ar trebui să intervină anumite schimbări. Pentru luna decembrie nu o să fie schimbări pe această dimensiune. Pentru luna viitoare o să monitorizăm consumul din decembrie și o să înțelegem cât de mare este devierea între ceea ce am calculat noi teoretic și ceea ce consumă familia sau alta în realitate, deja bazându-ne pe niște date ale acelei familii, pe niște date reale. Și luna noiembrie nu este un punct bun de referință pentru că a fost destul de cald și nu reflectă necesitățile reale. Luna decembrie s-ar putea să fie mai potrivit în acest sens. Da, eu doar am încercat să ghicesc care ar putea fi sursa acestei schimbări. Inițial, familia a fost în gradul mediu, apoi s-a regăsit în gradul scăzut. Este posibil un astfel de scenariu din cauza modificării metodologiei de calcul a consumului teoretic pentru cei care nu au un istoric de consum, da? Asta înseamnă că în primul calcul vi s-a luat un coș care cumva a fost supraestimat. După noua metodologie, coșul este estimat mai mic decât a fost în prima metodologie, dar prin modificările care au fost făcute săptămâna trecută, prin faptul că am scăzut pragul de acces în categoria medie, s-ar putea să reintrați înapoi în categoria medie. Asta vreau să zic. Noi încercăm să parametrii acestui calcul să-i modificăm astfel încât cât mai multe familii să se regăsească acolo unde ar trebui de fapt să se regăsească. Da? În cazul dumneavoastră, cel mai probabil categoria corectă ar fi categoria medie din descrierea pe care o faceți. Bun, să continuăm. Care este formula de calcul? Dați un exemplu. Irina Erezeanu întreabă. Formula de calcul este mai complicată. Noi am publicat-o de multe ori. Deci, ca să facem simplu, da? O familie are de plătit niște facturi la energie. Scopul calculului este de a vedea cât reprezintă facturile la energie din bugetul familiei după ce și-au plătit cheltuielile de bază. Alimentare, igienă și așa mai departe. De aceea, bugetul disponibil al familiei depinde de numărul de membri și este rezultat din venitul global al familiei, din care se scad niște cheltuieli de bază conform unei metodologii. Da? În funcție de numărul de membri în familie, se scad niște cheltuieli teoretice de bază. Din ce rămâne, vedem cât reprezintă energia. Coșul energetic este rezultat din istoric de consum, de când ne uităm în trecut cât a consumat această familie în anul precedent și dacă nu există un istoric, atunci este acest coș teoretic. Și ne uităm cât la sută din bugetul disponibil al familiei, adică cel care a rămas după acoperirea cheltuielilor de bază, reprezintă această cheltuială cu energia. Haideți să luăm un exemplu. Hai să luăm un exemplu concret. De exemplu, o familie cu 20 de, cu două persoane, cu 20.000 de lei venituri, da? Da, din aceste 20.000, având în vedere că sunt două persoane, scot 3.400 de lei și încă 2.400 de lei pentru a doua persoană, asta lasă circa, doamne, ministru, să fac calcule, că eu am mai făcut dat calculul ăsta la televiziune și am greșit. 14.200 de lei? 14.200 de lei. Acum familia asta a consumat anul trecut, de exemplu, 120 de metri cub de gaz, da? Deci pe 120 de metri cub de gaz, anul ăsta s-ar estima că dacă cheltuie la fel, o să cheltuie 3.600 de lei. 3.500 de lei, dar necompensați. Necompensați. Și mi-a cheltuit 120 de kilowatts, să zicem, care doar gaz și electricitate, da? Okay. 120 de kilowatts. Da, acum la tariful de 40, cât e tariful? 47. O să punem rătăm 5. Deci tariful 5, da? Deci asta ar însemna că pentru gaz și electricitate, dacă familia consumă atât cât a consumat și anul trecut, la tarifele actuale, ar cheltui vreo 4.100 de lei. 4.100 de lei. Deci 4.100 de lei îi împărțim
la venitul disponibil, la cele 14.200 de lei. Și ne ies 28%, deci 29%. Deci 28% din venitul disponibil a familiei ar merge pentru cheltuieli energetice și asta încadrează în cătile medie. Familii. Da, deci scenariul ăsta e medie. Dar dacă familia are doi copii, da, de exemplu, atunci venitul disponibil este mai mic, pentru că mai scoatem încă 4.800 pentru cei doi copii și atunci venitul disponibil este 9.400, da, și factura de 4.100 din 9.400 e 44%, ceea ce este categoria de vulnerabilitate ridicată deja. Exact. Adică cu același venit, o familie, dacă are copii, este în categoria ridicată, dacă nu are copii, este în categoria medie. Exact. Deci, aceste calcule se fac pentru fiecare familie în parte, le face sistemul informațional și... Da, noi am promis în discuția noastră anterioară că cetățenii vor putea vedea calculele. E adevărat, ne-a luat un pic de timp tehnic ca să putem asigura această funcționalitate. Săptămâna aceasta, în cabinetul personal, veți avea un buton pe care veți putea apăsa și sistemul vă va genera calculele individuale pentru dumneavoastră și veți putea vedea exact ce s-a luat în calcul pentru a stabili categoria de vulnerabilitate a familiei dumneavoastră concret. Deci nu formula, dar fiecare componentă a acesteia raportată la situația dumneavoastră concretă, pentru ca să existe transparență maximă și ca să dispară întrebările privind cum a fost calculată categoria de vulnerabilitate. Așa cum vedeți, în formula aceasta sunt câteva informații pe care noi le obținem de la CNAS sau FISC, adică veniturile, dar sunt și informații pe care le obținem de la furnizori, consumul istoric de energie. Pentru că în formulă, de fapt, vorbim despre coșul energetic, da? Factura totală pentru energie, da? Și pentru asta ne uităm la istoricul de consum al fiecarei familii. Și atunci există familii care n-au istorie de consum. Deci s-au mutat într-un bloc nou, sau n-a locuit nimeni în acel apartament anul trecut. Și pentru aceste familii, schimbarea metodologiei poate afecta și categoria de vulnerabilitate. Da, aici doar aș atenționa. S-ar putea unii dintre dumneavoastră să nu-și poate explica veniturile pe care statul le cunoaște despre ei. Noi am avut asemenea situații. Da. Oamenii nu erau siguri de unde statul a calculat asemenea venituri mari. În aceste cazuri, de principiu, ne puteți scrie, dar o va dura un pic să vedem informația și mai descifrat, pornind de la categoriile exacte de venit care au fost inclus. Bună oară, astăzi a fost cineva care nu știa că soțul are o întreprindere individuală sau nu știa veniturile acelei întreprinderi individuale și respectiv nu intuia de unde statul i-a calculat venituri mai mari decât considera doamna. Deci s-ar putea să fie asemenea situație. Eu sper să nu fie multe, pentru că vor fi iarăși anumite întrebări de clarificare. Noi vi le putem oferi, dar vrem să ne credeți că datele sunt din registrele de stat și răspunsuri sunt. Acum s-ar putea să dureze un pic ca să înțelegem că e venit din dobândă, că e venit din salariu, că e venit dintr-o indemnizație, că ce ar mai putea fi, nu știu, taxiștii separat și așa mai departe. Deci sunt niște categorii de venit care pot fi explicate, dar dacă nu le înțelegeți, ne puteți scrie și noi în regim nu de urgență, dar un pic mai lent, vom reveni cu clarificări pe marginea celor sume. În linii generale, oamenii care au doar salariu sau pensie sau indemnizație, acolo lucruri cred că o să fie foarte clare. Lumea care are întreprinderi individuale, gospodării țărănești, pe care au declarat venituri, s-ar putea calculul să fie un pic mai complicat și să nu fie așa de intuitiv pentru dumneavoastră din start. Da. Vă reamintim că sistemul de compensații comunică cu alte sisteme informaționale ale statului și verifică veniturile declarate. Pe de o parte, toți solicitanții declară cât câștigă în fiecare lună, dar pe de altă parte, sistemul trage, de fapt, aceste informații de la FISC, de la CNAS și dacă veniturile cunoscute de stat sunt mai mari decât cele declarate, atunci sunt luate în calcul veniturile cunoscute de stat, pentru că ele sunt cele care reflectă veniturile mai corect. Este posibil, într-adevăr, în unele situații, ca partenerii să nu cunoască toată informația despre veniturile din gospodărie. Da.
se mai descoperă situații diferite. Bună seara, ce facem dacă guvernul ne-a oferit categoria de vulnerabilitate ridicată, dar în factură a venit medie? Cum procedăm? Am vorbit despre asta. În primul rând trebuie să vă verificați codul din factură, acel NLC, numărul locului de consum, dacă l-ați introdus corect. Asta este primul pas. Și dacă nu l-ați introdus corect, să-l corectați și asta, de fapt, este tot ce trebuie să faceți. Mm-hmm. Dacă însă... Doar aici vreau să precizez că poate asta... fi și greșeala noastră. Deci poate fi și o greșeală de sistem. În cazul facturilor la Moldova Gaz, de exemplu, care aveau 2 de 0 în față, din anumite motive, lucrurile nu au funcționat chiar așa cum am planificat, asta o să rectifice automat luna viitoare. Deci, presupun, s-ar putea să fie o situație în care lumea să se verifice. Ce e important, și o să fie acordate compensații prin recalcul și pentru luna anterioară. Noi chiar discutam cu domnul ministru înainte de acest live, că este important să menționăm acest lucru pentru furnizori, căror persoane trebuie să le facă recalcul pentru că nu s-a inclus corect din start categoria de vulnerabilitate. Dar, în egală măsură, verificați dacă n-ați comis dumneavoastră o greșeală. Noi, pe partea noastră, ne-am autosesizat și anumite lucruri le vom corecta automat, tehnic, în luna decembrie. Altă întrebare. Când primim descifrarea în contul personal? Noi am așteptat de la dezvoltatori să programeze această soluție în această săptămână. Eu, din câte știam, da, să noi fie... avem un angajament pentru ziua de joi. Da, pentru joi, din câte țin minte. Și sperăm să fie așa, da? Depindem și de programatori. Va exista o funcționalitate pe care va trebui să apăsați, să solicitați, să generează această descifrare și ea o să genereze automat. Ok. Da, asta este important pentru că asta va aduce mai multă claritate, mai multă transparență. Bloc locativ conectat la încălzire centralizată, neconectat la gaze, consum de energie electrică în jur de 500 de kWh, care compensații pot fi aplicate? Dacă blocul este conectat la încălzire centralizată, atunci se oferă compensațiile cele mai mari pentru factura de încălzire centralizată. Consumul de energie electrică, de ce e atât de mare? 500 de kWh e un consum destul de mare. Sunt unele familii care se încălzesc cu un astfel de consum și care nu sunt conectate la energia centralizată. Dacă este conectat la încălzirea centralizată, atunci se va oferi compensații pentru factura de încălzire centralizată și adițional, în cazul în care categoria este ridicată sau foarte ridicată, și pentru 75 de kWh. Deci acesta este un cumva sistem, în general, e un proces care evoluează și mai descoperim anumite situații de la caz la caz. Există la Botanica asemenea în blocuri, m-a telefonat cineva care locuiește acolo, ei sunt într-o situație în care nu au apă caldă centralizată. Și posibil și prepar mâncarea cu energie electrică. Respectiv, da, ei prepar mâncarea cu energie electrică plus au boiler pentru apă caldă și au încălzire centralizată doar pentru calorifer și de asta iau un consum. Asta este posibil și atunci noi ar trebui să, cred că soluția corectă ar fi să mărim De asta noi vă sugerăm să descrie situațiile. Încercăm să tragem niște concluzii de pe urma lucrurilor care ne se semnalează și să mai regândim punctual pentru anumite circunstanțe, abordări separate, pentru că totuși e destul de diferit situația asta locativ-comunală de la caz la caz și istoric s-au acumulat diferiți scenarii. Da, de asta, acest subiect este unul care trebuie abordat pe energie electrică, un alt subiect ține de categoria ridicată și foarte ridicată doar, care beneficiază astăzi de compensații la energie electrică, ori ar fi o discuție dacă acest lucru este echitabil în raport cu această categorie, care, în esență, dacă ar fi fost pe gaze, ar fi beneficiat de compensații, chiar dacă era în medie sau scăzut. Dar orice modificări noi nu am face, vom încerca să asigurăm și un efect retroactiv. Deci aici vreau doar să menționez. Da, asta e o discuție pe care noi într-adevăr am mai purtat-o. Inițial am discutat doar despre familiile care se încălzesc pe energie electrică și pentru ei, prin modificare, am mărit plafonul de compensație de la 75 de kW până la 1000 de kW. Cred că merită să revenim la această discuție pentru cei care își prepară mâncare pe energie electrică sau își încălzesc apă pe energie electrică și care au obiectiv un consum de energie electrică mai mare. De ce există reticență în a
majora plafonul universal pentru energie electrică, pentru că avem, în primul rând, trebuie să stimulăm un consum mai rațional, dar avem și anumite familii care consumă nerațională energie electrică, de exemplu pentru producerea de criptomonede sau pentru anumite activități economice. Nu neapărat nerațional, dar nu pentru consumul casnic, hai să zicem așa, nu pentru consumul casnic. Și atunci trebuie o abordare corectă și echitabilă pentru ei. Cred că trebuie să luăm o decizie cât mai curând. Evident, mai sunt subiecte asupra cărora noi avem discuții și cu domnul ministru și cu guvernul în ansamblu și urmează să le mai clarificăm eventual pentru luna următoare, dacă nu reușim până la finalul acestei luni, și să mai aplicăm și retroactiv acele schimbări. De asta vă rugăm să continuați să ne semnalați cu probleme conceptuale care există cu, cu sistemul și care ar putea să fie rectificate. Domnul Rotaru spune, bună seara, compensația la lumină nu este, la gaz este, am achitat jumătate din suma venită, care e problema cu energia electrică? Problema poate să fie cea pe care am descris-o, sau nu aveți NLC-ul corect, sau a fost mai devreme factura și dacă a fost mai devreme emis, adică până în data de 5 decembrie, atunci veți avea compensație pentru 2 luni în următoarea factură. La, sau dacă sunteți în categoria medie, vă reamintesc, categoria medie nu are în acest moment nu beneficiază de compensații pentru energia electrică, doar categoriile de vulnerabilitate ridicată și foarte ridicată. Bună seara, cui se atribuie categoria vulnerabilitate foarte ridicată, fiindcă am văzut facturi cu până la 100 de kWh și mai mari de 200 de kWh cu aceeași categorie. Volumul de energie este doar una dintre dimensiune sau unul dintre parametrii. Deci volumul de energie este doar unul dintre parametrii luați în calcul. Depinde de venitul gospodăriei, depinde de componența gospodăriei, câți oameni sunt în, în familie. Și de aceea, da, pot fi situații când factură mai mică beneficiază de o compensație mai mare sau o factură mai mare beneficiază de o compensație mai mică. Nu există o corelație directă între volum și categoria de vulnerabilitate. Am mai explicat, am dat un exemplu. Ce înseamnă metoda de atribuire directă și indirectă? E foarte simplu. Metoda de atribuire directă înseamnă că în sistemul informațional există date despre dumneavoastră, pentru că v-ați înregistrat și sistemul poate să vă ofere o categorie de vulnerabilitate energetică. Metoda indirectă înseamnă că în sistem numărul locului de consum dumneavoastră sau contorul dumneavoastră n-a fost identificat. Chiar dacă v-ați înregistrat, asta poate să, să se întâmple. De exemplu, n-ați introdus factura la energie electrică, ați introdus numai factura la căldură. Au existat și asemenea familii. Atunci, la energie electrică va fi metoda indirectă. Sau la aceste țevi de tranzit despre care am vorbit. Sunt familii care n-au indicat facturile pentru aceste țevi de tranzit și atunci le vine metoda indirectă. Asta înseamnă că primiți categoria ca și cum nu v-ați fi înregistrat. Da, bună oară, noi chiar ne uitam azi la date. În cazul Moldova Gaz, ei ne-au semnalat că sunt circa 515.000 de cetățeni care au fost facturați, dintre care în sistem s-au înregistrat 430.000 de contoare. Asta înseamnă că în jur de 80-90.000 de cetățeni au primit compensații prin metoda indirectă. Deci indirect înseamnă cumva din oficiu. Da, fără ca să fie procesată o cerere. Din oficiu s-a acordat categoria medie, vă aduc aminte, luna viitoare va fi categoria scăzută. De asta vă îndemnăm să vă înregistrați, în primul rând, și în al doilea rând, dacă v-ați înregistrat, dar în factură scrie indirectă, să verificați dacă nu cumva ați greșit datele din factură. Am să vă reamintesc de ce metoda... Apropo, scuze, asta este foarte relevant pentru cei care s-au înregistrat pentru App Canal, pentru Feia Nord, pentru că, în special, la canal sunt date complicate în factură, niște coduri de contracte cu bare și liniuță și tot ce vrei. De-aia vă rugăm mult să mai verificați asemenea facturi. Ori acolo rata de greșeli este suficient de mare. Dacă în cazul la Infobon, Moldova Gaz, Premier Energy, de exemplu, Premier Energy la 500.000 sau 300, pe 300-400.000 de înregistrări s-au comis
800 de greșeli atunci la Moldova, la Canal, practic fiecare a treia este greșit. De asta rugămintea mare este să verificați datele și dacă nu coincid, atunci să schimbați. Și totodată, în sistemul informațional, aveți posibilitatea să vizualizați un model de factură unde este subliniat cu roșu care date trebuie să le introduceți. Care cod trebuie să-l introduceți. Care cod, da. Exact, trebuie să-l introduceți, da. Și sistemul nu o să vă dea voie acum să salvați cererea dacă nu este data introdus corect. Eu am să vă reamintesc de ce metoda se numește indirectă și metoda directă, de ce se numește directă. Atunci când a fost dezvoltat sistemul, prima intenție era de a avea o metodă care va estima indirect consumul sau categoria unor familii similare, cu un consum similar din aceeași zonă geografică. Am vrut să-l facem și mai complicat, dar până la urmă vă renunțați. Și de aceea metoda se numea indirectă, pentru că era o metodă mai complexă, care cumva încerca să estimeze cam care este categoria, dar în procesul de consultări publice, în procesul de elaborare, am renunțat la această idee de a avea o metodă sofisticată indirectă și denumirea a rămas metoda indirectă, dar de fapt este vorba despre familie neînregistrată. Dacă au fost făcute modificări, va fi posibil de văzut în cabinetul personal. Deci tot ceea ce schimbați dumneavoastră și salvează și deja varianta editată se vede în cerere, nu există o funcționalitate care să vă permită să vedeți istoricul modificărilor. Cel puțin în această etapă, ea nu este prioritară. Sunt alte aspecte care trebuie dezvoltate și dus până la capăt, dar într-o anumită eventualitate poate o să avem și așa funcționalitate. Acum nu, pur și simplu, nu știu, scria venitul 10.000 de lei, dumneavoastră v-ați modificat în 5.000 de lei, se salvează 5.000 de lei. Deci asta e ceea ce puteți vedea și totodată se recalculează gradul, dar asta după 25 decembrie, da. Și respectiv o să vedeți deja și nou grad dacă s-a schimbat ceva la acest moment. Da, în același timp, dacă au fost făcute modificări, dumneavoastră puteți să vedeți în continuare datele cererii în sistem, corect, da? Și să verificați dacă nu cumva cineva în mod abuziv, mai ales este, ar putea să fie riscul în cazul registratorilor care din greșeală poate modifică o cerere în loc de altă cerere. Vă reamintesc că multe cereri au fost înregistrate de asistenții sociali comunitari de bibliotecari, 40% din toate cererile au fost înregistrate de ei. Asistenții sociali comunitari și bibliotecarii vor avea acces pentru a redacta cererile. Au deja acces pentru a redacta cererile în care au fost comise erori. Eu cred că există un risc minuscul ca din greșeală să se redacteze o altă cerere, dar în mod normal n-ar trebui să se întâmple. În orice caz, dacă doriți să vă asigurați că cererea dumneavoastră conține exact datele pe care le-ați declarat, atunci intrați și verificați cererea. Da, puteți face lucrul ăsta cu numărul de telefon care a fost inclus în cerere. Chiar dacă nu ați creat dumneavoastră cerere, dar asistent personal, asistent social, oricum puteți cu numărul de telefon să accesați sistemul. Deci, situațiile când soțul are pensia 1200 de lei și ați ajuns în non-vulnerabil, trebuie să le semnalați. Aici s-ar poate fi, putea să fie ales dumneavoastră. Da, aici ar putea să fie o eroare tipică pe care noi am văzut-o. Familii cu venituri foarte mici, atunci când au completat acea solicitare, au bifat că nu solicită compensație. Da? Dacă vă reamintiți, există o întrebare, dacă doriți compensații, pentru că sunt familii care renunță benevol la compensații și atunci, dacă doriți compensații, trebuie să bifați că da, doresc compensații. Unele familii poate n-au înțeles întrebarea, s-au încurcat și au bifat nu. Nu sunt mulți, vreo 600, dar situația e neplăcută, respectiv semnalați-o și noi corectăm acest aspect. Am corectat automat, dar nu știm cui cine altfel, a bifat. Altfel, strict din punct de vedere matematic, dacă unicul venit este 1200 de lei, este imposibil să fiți non-vulnerabil. Cred că sau este acest scenariu, sau sunt niște venituri foarte mari de care dumneavoastră nu știți. Da. Ceea ce mai puțin probabil, în cazul dumneavoastră, probabil că ați bifat greșit sau în orice caz solicitați de la suport să fie verificat. Și vă îndemnăm să scrieți aici numărul cererii
Da. Sau prin mesaj, sau cel mai bine în comentariu, pentru că dacă tot am avut acest live, după aia să... Un comentariu, nu știu, date cu caracter personal. Numărul cererii. Nu poate nimeni accesa oricum. Da. Dacă doriți să-mi scrieți numărul cererii, noi o să verificăm chiar după acest live. Da. Referitor la credite, pentru că e o întrebare frecventă. Deci, în primul rând, nu contează dacă aveți un credit ipotecar prin prima casă sau nu prin prima casă. Atâta timp cât ați indicat că aveți un credit ipotecar, ați indicat codul cadastral și ați indicat plata lunară. Cum mai bine de știut că plata lunară nu se ia în volum total, pentru că sunt și oameni care au credit de 15.000 de lei și dacă cineva are credit 15.000 de lei, înseamnă că a fost într-o situație în care se permite să plătească așa la rată lunară mare, asta e practic dublu față de salariul mediu pe economie, și respectiv noi nu luăm integral aceste plăți. Ele se calculează într-un anumit plafon. Cred că cel mai simplu e să vă spunem plafoanele decât să vă explicăm calculul. Dacă e o persoană singură, creditul maxim care se ia în calcul e de 1.700 de lei. Deci dacă chiar dacă ne-ați plătiți 5.000 de lei, noi o să vă luăm în calcul 1.700. Dacă sunt două persoane, domnul ministru să ne ajute cu calculele. Pentru două persoane este 2.900, dacă mă greșesc. Da, 2.900. Trei persoane. Pentru trei persoane... 4.100. 4.100 și așa mai departe. Și așa mai departe. Pentru patru persoane, plafonul este 5.300. Da, deci formula de calcul e 3.400 plus pentru fiecare următoare persoană care locuiește în familie. Nu, 1.200. Plus 1.200 pentru fiecare. A, așa e mai simplu. Corect, da. Cred că e mai simplu de explicat. 1.700 pentru prima persoană și câte 1.200 pentru celelalte persoane care locuiesc în gospodărie. Și vă zicem de ce am pus plafon, pentru ca să evităm situațiile când lumea are și 10.000 de lei credit sau 15.000 de lei credit, ori nu sunt credite mici. Și da. Respectiv, cumva, să evităm situațiile când lumea care au avut venituri mari și au permis să iei credite mari. Da, orice astfel de sistem, el se bazează pe strictul necesar și în acel coș de consum pentru cheltuielile de bază. Noi am luat un indicator care este mai mare decât coșul minim de consum, totuși, da? Dacă... Bine, și mai este un motiv, acum trebuie să recunoaștem aici, noi urmează de-abia să verificăm codurile cadastrale cu birourile de credit și să stabilim că, într-adevăr, există credit în plata lunară declarată. Și atunci, ca să evităm situațiile când din oficiu poți scrie orice plată lunară și noi din oficiu să o luăm în calcul, am pus și niște plafane ca să limităm spațiul de fraudă la această etapă, ori la această etapă interpelarea unui birou de credit nu este posibilă și nici interpelarea sistemului informațional a unei bănci. Este ceva ce vrem să dezvoltăm în parcursul lunii ianuarie-februarie, ca să putem să tragem și acele date de acolo. În general, pentru anul viitor, s-ar putea să vedem și creditele de consum și spațiul pentru îmbunătățire este mult. Era critic să facem ceea ce este minim necesar în anul acesta. Discuția cu creditele de consum e mai dificilă pentru că sunt multe credite de consum care se iau discreționar pentru cheltuieli care nu sunt neapărat în coșul de bază, ori noi deja avem un coș de bază în calcul teoretic, da? Care acoperă niște cheltuieli. Și oricum toată această discuție este pentru familiile care au un anumit nivel de venituri de la un anumit nivel în sus, pentru orice familie care are venituri cu adevărat mici, ei automat nimeresc în categoria de vulnerabilitate foarte ridicată și atunci nu mai contează credit de consum sau nu credit de consum. Vreau să vă reamintesc cu 80%, și asta nu trebuie să uităm, 80% dintre toți cei care s-au înregistrat au nimerit în categoria maxim de vulnerabilitate energetică. Deci pentru ei, că luăm în calcul un credit de consum, că nu luăm în calcul un credit de consum, nu schimbă nimic. Aici este vorba despre familii care au un anumit nivel de venituri, care cumva sunt în ceea ce am putea numi, nu știu, clasa de mijloc într-o altă țară, că la noi, din păcate, e minoritară clasa aceasta de mijloc. Să mai luăm două, trei întrebări. Da. Și aici, pentru ei, diferența ar fi între, nu știu, medie și ridicată sau între scăzută și medie. Da. Sunt familii care au comis greșeli la înregistrarea pe platformă, suport la contor, cum ar putea interveni cu modificări? Prin mesaj la suport@compensatii.gov.md, aceeași procedură pe care am mediatizat-o până acum.
Spuneți-ne, vă rog, în calcul se indică veniturile nete? Da, veniturile nete, doar veniturile nete și sistemul informațional, când trage informația de la FISC sau CNAS, ia de asemenea veniturile nete? Exact, chiar într-o variantă. Spuneți-mi de unde ați luat banii pentru achitarea compensațiilor. Din bugetul de stat, ca pentru orice altă politică a statului, iar în bugetul de stat banii vin din mai multe surse. Sunt unele state, unele țări, Germania, de exemplu, care ajută Republica Moldova cu granturi, adică bani gratuiți pentru programul de compensații. De asemenea, Suedia, am înțeles, Elveția și Italia vor dona în fondul de reducere a vulnerabilității energetice, tocmai pentru că avem acest program țintit. Vă reamintesc că Republica Moldova este probabil prima țară care are un program de o asemenea anvergură și cu un asemenea efort de a ținti compensațiile și asta dă încredere altor țări să ajute Republica Moldova, consumatorii din Republica Moldova. Deci asta ne permite... Germania a venit cu un spor de 40 de milioane de euro. 40 de milioane de euro, da. Cum mai zicea domnul ministru anterior, e suficient pentru ca să acoperim compensațiile pentru luna noiembrie. Și 26 de milioane de la Italia, Elveția și Suedia, da? Da, și probabil acești bani vor ajunge în mare parte și pentru luna decembrie, da? Încă o dată, datorită acestui efort colectiv pe care îl facem noi de a înregistra oamenii în factură, avem parte de acest suport din partea țărilor dezvoltate. Pentru că facem lucrurile în mod echitabil. Скажите, пожалуйста, как подать корректировочную заявку? Надо написать на support собачка компенсации .gov.md. Da. Cum explicați faptul că s-a atribuit de guvern gradul foarte vulnerabil, dar factura la energie cu medie, nu s-a greșit NLC? Deci este posibil să la extragerea datelor din sistem, așa cum a explicat domnul Perciun, să se fi greșit la prefixul acelui cod și dacă s-a întâmplat asta, atunci furnizorii ei știu și vor aplica cumulat compensația pe două luni în următoarea factură. Asta cu siguranță. Sunt asemenea cazuri, este vorba de, nu știu, vreo... Întrebarea dacă o să corectăm și în situația inversă aici, cred că încă noi nu ne-am determinat. Ce în vedere? În sens că în greșeală, de exemplu, cazul semnalat aici, foarte vulnerabil. Am înțeles. Ok. Da. Credeam că e non-vulnerabil. Nu, foarte vulnerabil. Putea să fie cineva non-vulnerabil și mai să-i fie oferit medie. Întrebarea dacă noi o să revizuim și în direcția inversă. Cred că nu. Dar toate revizuirile care se vor face, se vor face în favoarea... În favoarea, da. Cred că așa și Bună seara, cum putem anula cererea pentru a trimite alta? Nu puteți anula cererea, puteți redacta cererea, dar din ce redactată nu puteți exclude persoanele, da? Puteți doar adăuga persoane într-o cerere. Da, am făcut asta inclusiv pentru că lumea să nu-și șteargă locatare. Bună seara, avem categorie foarte ridicată, dar nu am beneficiat de compensații la electricitate, suntem la FEI în nord. Aceeași situație, este posibil să fi primit factura la începutul lunii și atunci veți avea compensație cumulat. Este posibil să fi fost o greșeală la cod și atunci dacă noi o descoperim, atunci iarăși veți primi cumulat. Dacă corectați dumneavoastră, veți primi numai pentru luna următoare. Deci dacă ați comis, încă o dată, dacă ați comis dumneavoastră eroarea în factură, atunci revizuirea nu va fi retroactivă, pentru că este eroarea solicitantului. Dacă este eroarea în sistem, atunci veți, sau dacă ați primit factura la începutul lunii, așa cum am explicat, când încă furnizorii n-au extras datele din sistem, atunci veți primi da, la FEI Nord, vă rog să fiți atenți acolo, formatul cumulat. Cifră, liniuță, cifre. Deci nu uitați de liniuță. Liniuța este importantă, ea trebuie inclusă din factură. Deci exact ce vedeți în factură, aia și introduceți, vă rugăm mult, în sistemul informațional. Da. În orice caz, există o echipă de specialiști la minister care analizează și generează toate aceste fișiere pentru furnizori și ei analizează cele mai frecvente erori. Noi, proactiv, un număr de erori le-am soluționat în această lună. Alte erori pe care noi le identificăm, semnalăm, sau mai bine zis, trimitem SMS
beneficiarilor sau solicitanților pentru ca ei să-și modifice singuri în factură. Și dacă aceste erori se descoperă pe parcurs, atunci furnizorii aplică compensațiile retroactiv în factură. Deci, eu propun să concluzionăm. Da. Deci, principalele noutăți... Da, a fost de altfel și alta ultima întrebare, da. Deci, principalele noutăți sunt cetățenii care s-au înregistrat și au fost atribuiți în categoria non-vulnerabilă pentru luna noiembrie. Din luna decembrie vor fi în categoria scăzută. Totodată, pragul pentru categoria medie a fost coborât, respectiv s-ar putea să fie un anumit număr de cetățeni care este în categoria scăzută și o să treacă în categoria medie, începând cu luna viitoare. S-au prevăzut compensații adiționale pentru cei care sunt în situația cu țeava de tranzit și aici cred că mai urmează și o discuție privire la metodologie, nu doar referitor la compensații. Săptămâna aceasta în cabinetul personal va apărea posibilitatea solicitării informațiilor referitor la calculul exact în situația dumneavoastră. Descifrarea. Noi o să vă anunțăm adițional când o să apare această funcționalitate, ar trebui să întâmple, sperăm noi, până joi. Alte aspecte cheie. Da, vă rugăm, verificați facturile dacă sunt corecte. Dacă doriți să solicitați modificarea sau vreo intervenție, scrieți pe suportaroncompensatie.gov.md. Pe electricitate o să vină cumulat. Și, în general, pe subiectul electricitate, pentru cei care se încălzesc cu electricitate sau un consum mare, pentru că folosesc boiler pentru apă caldă, cred că o să mai revenim și mai discutăm, găsim careva intervenții care ar putea să fie făcute. Da. Așa cum merge acum achitarea compensațiilor către furnizori, noi încercăm să fim atenți la reacțiile oamenilor și să identificăm aceste situații. Noi am mai avut situații și cu căminele, cu întovărășirile pomicole pe care le-am reglementat, cu asociațiile de colocatari în condominiu și aceste cazuri cu consumatorii care au facturi foarte mari la energie electrică, în mod obiectiv, vor fi analizate suplimentar. Eu sper noi să venim cu o soluție până la sfârșitul lunii. Pentru celelalte întrebări, aveți e-mailul suport@compensatie.gov.md, așa cum a spus și domnul Perciun, de mâine echipa va fi suplinită cu persoane noi, pentru că avem un număr în creștere de solicitări și până pe data de 25 trebuie să răspundem la toți, pentru că pe data de 25 va fi relansat calculul pentru categoriile de vulnerabilitate energetică. Vă reamintesc, în fiecare lună, pe data de 25 este relansat calculul și dacă ați introdus modificări și nu ați văzut categoria nouă în sistem, asta înseamnă că ce este în așteptare și că va fi un rezultat pe data de 25, poate mai devreme, la unii se recalculează mai devreme, dar la toți, cu siguranță, trebuie să fie recalculat începând cu data de 25 până la sfârșitul lunii. Ne vă mulțumim pentru atenție și pentru întrebări. Și ne revedem altă dată la un alt live de aici, de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. La revedere! La revedere!